O altă întrebare adresată era legată de cei care suferă de diabet. Allah să ne dea sănătate și să ne ferească de astfel de boli. Cei care fac insulină, insulina anulează postul sau nu anulează? În primul rând și în primul rând, un om care se suferă de diabet trebuie să ia legătura cu medicul și medicul să fie un om cu credință, să știe care este rolul postului în viața unui musulman și să-l întrebe dacă, din punct de vedere al sănătății sale, este ok să țină post sau nu. Deci aici, în primul rând, medicul îi dă verdictul. În al doilea rând, insulina, noi ne-am înțeles mai de nenumărate ori, am spus că tot ceea ce intră în corp și nu hrănește și nu ține loc de apă, nu anulează postul. Savanții musulmani, la modul general, pentru că sunt și excepții clar, au fost de comun acord că insulina nu anulează postul pentru că insulina nu hrănește și nu ține loc de apă. De aceea, cei care suferă de diabet și fac insulină pot ține post, dacă le permite medicul, bineînțeles, cum am spus din start, iar insulina administrată nu anulează postul cu voia lui Allah. Deci, pe scurt, puteți ține post dacă sunteți bolnavi de diabet și puteți să faceți insulina, inshallah, nu este nicio problemă și nu anulează postul.